județul Hunedoara, 173 de posturi de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar sunt ocupate interimar prin detașare. Interimatul va înceta la începutul celui de-al doilea semestru, odată cu numirea în funcție a noilor directori, pe o perioadă de 4 ani, în urma trecerii concursului pentru ocuparea acestor posturi, înscrierile începând de astăzi. Această perioadă de interimat se încheie odată cu concursul care va avea loc în acest an și anume va debuta în 14 septembrie, la mijlocul lunii octombrie se va da proba scrisă, la mijlocul noiembrie interviul și în luna ianuarie colegii care au luat concursul vor fi numiți pe posturi, vor încheia un contract managerial de 4 ani de zile. Ce putem să spunem despre acest concurs este că a apărut metodologia, deci avem instrumente, a apărut metodologia. Este un calendar de organizare și desfășurare al concursului și a apărut și metodologia. Deci avem toate ingredientele pentru a realiza un concurs cât se poate de obiectiv și să stabilim conducerii pe 4 ani, școala să se bucure de stabilitate și de un management performant. În județul Hunedoara funcționează 243 de unități de învățământ preuniversitar, de la grădinițe și până la școli tehnice postliceale.